Olga a ridicat privirea și a privit în jur. Unde este Denis? Ah, iată-le, lângă toboganul galben din plastic. Meșterește ceva din crenguțe și pietricele găsite chiar acolo, în apropiere. El se află exact acolo unde era și cu jumătate de oră în urmă, când ea s-a cufundat în lectura romanului și a încetat să mai privească în jur. De altfel, unde ar putea pleca? femeia oftă greu și întoarse pagina cărții. Ea obișnuia să-l scoată pe Denis, unicul ei fiu, la plimbare la acea oră, când majoritatea copiilor mergeau deja cu mamele lor la masă și la somnul de prânz. Totul ținea de particularitățile sănătății lui Denis, iar ea încă nu putea accepta faptul că fiul ei nu este sănătos. Dar de ce să se mai mintă singură? Gândea ea adesea ajunge să se conformeze corectitudinii generale și să se amăgească cu fraze dulci precum ține sănătos și special. Denis este un invalid și asta spune totul. Acest cuvânt o zguduia pe tânăra mamă, îi afecta psihicul și îi răpea somnul, dar nu dispărea nicăieri. Denis s-a născut prematur. Ea și Igor așteptau atât de mult acest copil, sperau atât de mult că va deveni sprijinul și susținerea lor, Visau că într-o zi, curând, peste doar câțiva ani, el va începe să meargă mândru pe propriile sale piciorușe, ținându-se cu o mână de mama, iar cu cealaltă de tata. Dar totul a fost imediat distrus de un diagnostic îngrozitor, neașteptat și nedrept dezlipirea totală a placentei. Atunci viețile Olgăi și a copilului au fost salvate doar de un miracol. Igor a reușit să-și ducă singur soția până la camera de urgență a spitalului local de maternitate. Dintr-o coincidență, nu altceva, se îndreptau cu mașina spre rude în vizită și se aflau literalmente la câteva minute de spital. Când Olga a simțit o durere puternică în abdomen și blugii albaștri s-au înroșit instantaneu, capul familiei nu s-a pierdut cu firea, a făcut o întoarcere prin linia continuă dublă și, ignorând claxoanele și strigătele nemulțumite ale altor șoferi. A accelerat spre camera de urgență. A luat singura decizie corectă și a salvat atât soția, cât și fiul. Dar despre eroismul său, tânărul tată a regretat câțiva ani mai târziu. Iar acolo, în camera de urgență a spitalului de maternitate, totul a fost simplu pe targă și sus, în sala de operație. Sarcina avea puțin peste 32 de săptămâni, și asta era evident rău. Dar în viață există întotdeauna loc pentru un miracol. Denis a supraviețuit. După cum asigurau medicii, el a suferit o lipsă severă de oxigen, era slăbit și prognozele erau foarte rezervate. În plus, băiatul avea și o infecție cu care trebuia să lupte. Aproape o lună micul Denis a petrecut-o într-un incubator special. Acolo se recupera după infecție și câștiga în greutate. Apoi Olga, împreună cu bebelușul, au fost internați în secția de patologia nou-născuților, unde s-au ocupat de el alți specialiști. Când în cele din urmă au ajuns acasă cu fiul lor, tratamentul nu era încă terminat. Diagnosticele îi înspăimântau pe tinerii părinți, dar atât Olga, cât și Igor erau determinați să câștige. Se va face bine, spunea îngrezător tânărul tată, îmbrățișându-și soția. Băiețelul nostru e puternic. Va fi sănătos. Și Olga credea, pentru că în cine să mai creadă, dacă nu în propriul soț? Igor reușise să-i însăfle încrederea că totul va fi bine. Aveau tot ce le trebuia pentru asta. Dar lunile treceau și se transformau în ani și devenea clar că diagnosticele inițiale erau prea optimiste la vârsta de doi ani, Denis avea deja o mulțime de diagnostice diverse. Ce ați fi vrut? Retinopatia prematurității nu trece așa ușor, concluziona un profesor cărunt, privind în fața plânsa Olgăi și îi mâna o rețetă pentru un medicament scump. Paralizia cerebrală infantilă, dar într-o formă ușoară, cu un prognostic favorabil, spunea alt doctor, încruntându-se la vederea lacrimilor Olgăi, Spuneți mulțumesc că intelectul este complet păstrat. Hipoacuzia este neplăcută, dar nu fatală, spunea al treilea. Veți pune un implant cohlear și gata. Era ușor de spus, dar Igor și Olga se străduiau din răsputeri să-i asigure băiețelului lor tot ce avea nevoie. Igor lucra în principal în schimburi de noapte, pentru că acolo se plătea mai bine și avea posibilitatea de a lucra și în timpul zilei dacă era necesar. Iar Denis rămânea în totalitate pe seama Olgăi. Să facă ordine, să-l hrănească, să-l ducă la terapii și reabilitări, să pregătească cina pentru toată familia și, pe cât posibil, să nu-și piardă mințile sau cel puțin să încerce. Olga trecuse de mult de etapa în care privea cu invidie părinții copiilor sănătoși. Inima ei nu mai tresărea când vedea o familie întreagă la plimbare, mama tata și copilul. Acasă, ea și Igor trăiau ca niște roboți, doar lucrau și se îngrijeau de creșterea și dezvoltarea băiețelului lor. Încercau, pe cât posibil, să semene cât de cât cu copiii normali și sănătoși. Să treacă cumva o zi, pentru ca mâine să se trezească din nou și să facă exact aceleași lucruri ca și ieri. Fără odihnă, fără perspective, fără schimbări de peisaj și discuțiile din tânăra familie erau acum doar de acest fel, fără variante și alternative. Mâine avem nevoie de bani pentru defectolog. Ai pus de o parte. Da, ia de pe raft, de sub cărți. ce îmi dai să iau la serviciu? Hrișcă cu cârnați. Puneți-i singur în caserolă. Strict vorbind, acestea nu mai erau relații conjugale normale, ci doar un dialog între două persoane care locuiau împreună și luptau împotriva unui dușman comun. Și apoi totul s-a prăbușit. Brusc, dar nu mai puțin crud. Olga a început să observe că Igor se îndepărtează treptat de ea și de nevoile fiului lor. Nu mai exista participarea sinceră a tatălui în tratamentul băiatului. Nu se interesa de nimic legat de Olga. Ba mai mult. Conversațiile deveniseră dureroase. Tăioase. Sunt doar un bancomat pentru tine și nimic mai mult. Nu înțeleg de ce îți sunt de fapt necesar. La început, Olga plângea și încerca să-și convingă soțul. Apoi a început să riposteze la acuzațiile lui. Și nu a fost mult până la certuri adevărate. Ești o găină proastă, nici măcar nu ai putut naște un copil normal ai născut ceva neclar. A născut împărătea sa în noapte, nu se știe dacă e fiu sau fică. Oare va putea merge normal? Olga nu tăcea nici ea. Îi amintea soțului că ar putea câștiga mai mult, astfel nu ar fi trebuit să caute specialiști gratuit pentru reabilitare și totul ar fi fost mai simplu și mai rapid. Dar unde? Cum să câștige mai mult o femeie care devenea treptat gri de la lipsa de somn și de la anxietate, în comparație cu un bărbat adult și sănătos, care dormea și mânca pe săturate. În fiecare zi, bat jocurile lui Igor deveneau tot mai sofisticate. Mai întâi, a început să râdă de aspectul soției. După nașterea lui Denis, acesta devenise un subiect sensibil pentru tânăra femeie. Trecuseră vremurile când Olga își permitea să cumpere haine la modă și să cheltuie bani în saloane de frumusețe și să aibă grijă de ea acasă. Acum, garderoba ei consta în principal din pantaloni sport de culoare incertă și un pulover puțin lărgit. Iar despre îngrijire personală nici nu mai putea fi vorba. Uită-te la tine în oglindă, exclama Igor uneori. Ai devenit urâtă și bătrână. Nu te supăra, te rog dar este neplăcut să te privesc. Ești mereu supărată, obosită, nemulțumită. Te-ai transformat într-o femeie banală. Și ai pus câteva kilograme în plus. Trebuie să scapi de ele și încă imediat. Olga încerca din răsputeri să redevină acea fată drăguță care fusese înainte ca ea și Igor să devină părinții ai unui copil special. Punea deoparte câțiva bani și își cumpăra cosmetice dar Igor începea imediat să o critique. Nu așa și nu asta. Chiar nu vezi că trebuie să fie cu o jumătate de ton mai deschis. Uf, ce lipsă de gust! Olga se strângea cu curaj și își cumpăra vopsea de păr la reducere, pe care o îndrăgise în trecut, cândva în viața ei anterioară. Dar și aici urma o dezamăgire. Soțul îi spunea că, cu acea culoare a părului, îi amintea de o fată cu responsabilitate socială redusă și că, până nu va spăla acel dezastru, el nu va ieși cu ea pe stradă. Olga, complet descurajată, îl întâmpina pe soț cu o cină delicioasă la lumina lumânărilor, dar el îi îndepărta cu scârbă mâinile și îi spunea că la serviciu, spre deosebire de ea, el obosește și nu este dispus să-și piardă timpul cu prostii. Vrea să mănânce și să se culce. Nu are dreptul la asta? Olga înțelesese că sentimentele lui Igor pentru ea au fost subminate de nașterea unui copil cu handicap. Strict vorbind, nici ea nu și-a dorit această soartă, dar se conforma cu tot ce îi se cerea. Soțul nu putea face același lucru, doar atât. Unde ai cheltuit toți banii din nou? Cât, cât ne costă acum masurul? Olga, ai înnebunit pentru acești bani îți pot și eu masa picioarele lui Denis de câteva ori. Încetează să cheltui banii mei pe lucruri pe care le poți face singură dacă nu ești leneșă. Trebuie să trăim mai economic, ai înțeles. Dar Igor nu economisea pe sine deloc. Se pare că nu-l afecta. Pentru că, într-un timp scurt, soțul a achiziționat cu succes mai multe lansete de pescuit la modă, devenind pasionat de pescuit și mergea periodic cu prietenii în afara orașului. Nu o întreba pe Olga ce părere are despre asta. Doar o informa că va pleca, iar apoi ce o fi, o fi. După câteva scandaluri zgomotoase, ea nici nu mai ridica pretenții. Nu era nevoie ca Denis să vadă astfel de relații în familie. Mai bine în liniște, fără a atrage atenția. În plus, la serviciu. Treburile lui Igor nu mergeau prea bine, și salariul i-a fost redus. Acum, problema finanțării reabilitării fiului devenea tot mai presantă pentru familia tânără, iar soțul ei o numea pe Olga Leneșă și Parazită. Igor plecase din nou astăzi la pescuit cu prietenii. Pur și simplu, pentru o zi. Nu a avertizat-o pe soție că nu va fi acasă în weekend și să nu conteze pe ajutorul lui cu fiul. Doar a plecat lăsând o gaură în inima Olgăi. Și acum stătea pe locul de joacă pentru copii, mângând în mâini un pahar de plastic cu cafea, încercând să nu plângă. Și ce dacă în aceste două zile apartamentul va fi gol și neobișnuit de liniștit? Chiar dacă Igor participa la îngrijirea lui Denis. Desigur, nu. Așa că pentru ea nu se schimba nimic. Olga l-a așezat pe Denis în cărucior și a oftat. Oricum ar fi, pentru un copil de patru ani, acest cărucior era deja prea mic și nici nu era inițial destinat unei astfel de greutăți. Cu toate acestea, nu avea altă opțiune și, zâmbind fiului, și-a împins vehiculul spre rampa de beton folosită pentru a cobor de pe locul de joacă. Nu avea dreptul să se oprească, doar înainte. Când mai avea puțin până acasă, ceva a crăpat în stânga jos, și Olga a înțeles că căruciorul nu mai putea fi folosit. O inspecție rapidă a relevat imediat cauza tragediei. Roata zăcea pe o parte, literalmente ruptă din carne. Olga era confuză, incapabilă să înțeleagă ce să facă. Ea nu putea să ducă căruciorul stricat, pe denis și câteva cumpărături până la bloc. Nici nu avea rost să se gândească la asta. Dacă Igor nu ar fi plecat la pescuit, Situația ar fi avut o soluție. Dar acum, nu, nimic nu va funcționa. În acel moment, Olga se perfect ce înseamnă expresia, i-au căzut mâinile. Chiar i-au căzut, pentru că tânăra femeie nu vedea nicio ieșire. Ce să facă? Unde să alerge? Aveți probleme? Ceva nu este în regulă. Se auze o voce din spate. Olga se întoarse febril, așteptând să vadă acolo un ajutor nepoftit sau, și mai rău, un sfătuitor. A văzut mulți astfel de oameni pe drumul ei de când s-a născut Denis și au început să iasă în lume. Majoritatea acestor binevoitorii simțeau nevoia vitală de a împărtăși o idee revoluționară. Dacă și-ar fi lăsat fiul într-un internat, ea și soțul ei ar fi avut acum o cu totul altă viață, plină și fericită ce s-a întâmplat? Repetă bărbatul întrebarea. Iar Olga se uita la el de parcă nu putea să-și dezlipească ochii. Când era mică, bunica a dus-o pe micuța Olga la teatrul local pentru tineret la piesa de Pinocchio. Fetița avea 5-6 ani și nu prea a reținut multe. Dar actorul care îl juca pe Carabas a provocat în mica spectatoare emoții atât de profunde, încât era imposibil să-l uite mai ales că nu putea să uite barba roșcată. Mai târziu, Olga a aflat că era falsă. Dar acum, în acest moment, amintirile din copilărie au revenit la viață, deoarece se uita, parese, la carabas înrupat în lumea reală. Bărbatul era enorm. Nu, era monumental. Nu era gras, sub haine îi se ghiceau mușchi. Mulți mușchi puternici, care ar putea, dacă ar fi cazul, să facă în așa fel încât punctul de vedere al proprietarului să fie singurul acceptabil pentru orice adversar, oricine ar fi acesta. La bărbat atrăgea atenția și barba. Era ca aceea creată cândva pentru acel carabas teatral. Roșcată strălucitoare, se lăsa până la mijlocul burții și Olga simți un impuls puternic să o atingă. Necunoscutul era mai înalt decât Olga cu două capete și foarte lat în umeri. Întâlnirea cu un astfel de personaj într-o alee întunecată ar fi promis neplăceri, așa că Olga se retrase instinctiv, fără a dori să-l jignească pe acest trecător întâmplător. V-am întrebat, aveți o problemă? Mormăi necunoscutul pentru a treia oară cu o voce de sirenă de vapor. Ce s-a întâmplat? Cum Olga stătea doar acolo și zâmbea tâmp, el îi băgă în mâini punga de hârtie pe care o purta și se aplecă lângă cărucior. De jos se auzi un clic de limbă și carabas, cum îl numi Olga în gând, pronunță verdictul. Transportul și-a făcut treaba. Se poate suda și repara, dar nu e rentabil. De ce nu aveți grijă de trăsura dumneavoastră, doamnă? Olga nu a avut nimic de spus și doar ridică din umeri. În adâncul sufletului ei se ridica un protest deja obișnuit. Cu ce drept îmi pune el întrebări? să plece deja, oriunde ar fi. Mai aveți mult până acasă? Întrebă între timp bărbatul. Nu prea, răspunse sincer Olga. După acele blocuri al nostru. Perfect. Luați transportul, dacă vă mai trebuie, și noi vom face așa. Hai, vino aici, nu te teme. Aceste cuvinte erau adresate lui Denis, care se uita de jos în sus, fascinat, la necunoscutul bărbat. Acesta nu reflectă prea mult asupra acestui fapt, îl ridică ușor pe băiețelul deja destul de greu și plecă înainte. Părea că nu-l deranja deloc faptul că mama copilului rămase undeva în urmă. Când Denis a fost scos din cărucior, greutatea vehiculului s-a redus considerabil. Olga reușit să sprijine căruciorul pe trei roți și să-l împingă după bărbatul care plecase înainte, balansându-se la fiecare cotitură. Nu se aștepta ca ajutorul să vină atât de repede și să fie atât de eficient. Dar, adevărul este, că era incredibil de recunoscătoare acestui bărbat care nu a putut să treacă indiferent pe lângă necazul altuia. Dacă ar fi avut mai mulți astfel de oameni în jurul ei, viața poate că nu ar fi fost atât de tristă necunoscutul a așteptat-o pe tânăra femeie la colț, a ascultat indicațiile ei și s-a îndreptat în direcția indicată de Olga. El nu i-a cerut nimic, nu a întrebat nimic, doar purta copilul. Observând că Olga era tot greu, deoarece în coșul căruciorului era o pungă din magazinul alimentar, el s-a oprit, s-a plecat, a luat punga și a continuat să meargă înainte. Lângă intrarea blocului Olgăi, când tânăra mamă s-a oprit, ajutorul lor involuntar l-a lăsat pe băiat jos, intenționând să le libereze, dar și-a dat seama că băiatul nu putea să stea pe propriile picioare. Văzând asta, Olga a rămas fără suflare. Acum va începe. Sigur, cel puțin o privire acuzatoare, dacă nu chiar o bat jocură deschisă la adresa ei. Dar, spre uimirea nemăsurată a tinerei femei, Necunoscutul nu a făcut nimic din toate acestea. Pur și simplu l-a ridicat din nou pe Denis, a luat punga de pe asfalt și a spus, întorcându-se către Olga, la ce etaj sunteți? Hai să vă ajut să ajungeți acasă. Olga nu a rezistat și nu a refuzat ajutorul. A intrat docil în lift după necunoscut și a apăsat butonul potrivit. Rareori avea ocazia să beneficieze de ajutor de la Igor nu primea, așa că trebuia să se descurce singură. La ușa apartamentului, necunoscutul, care acum făcuse pentru ei mai mult decât soțul ei în ultimii doi ani, l-a pus totuși pe băiat jos și l-a ținut delicat să nu cadă. Nu știu cum să vă mulțumesc, a spus Olga sincer. Ați făcut ceva incredibil. Vă rog, cum vă numiți? Bărbatul a zâmbit. Părea ca și cum ar zâmbi un urs brun, incredibil de masiv și cu barbă. Olga i s-a părut incomod. Poate era o întrebare prea personală? Mă numesc Tihon, a răspuns el și apoi a adăugat o frază pe care Olga nu a putut să o înțeleagă. La revedere, Tihon. Și noroc cu băiatul. Reparați căruciorul, vă veți descurca. Olga a dat din cap. Încă reflecta asupra sensului frazei pe care a auzit-o. Încă îl cheamă Tihon? Suspiciunile s-au agitat din nou în sufletul tinerei mame. Făcându-și rămas bun de la ajutorul ei, Olga a întins punga de hârtie pe care el i-o dăduse și a intrat în apartament. A închis ușa și, dintr-un motiv oarecare, nu a putut să-și stăpânească lacrimile. De ce a meritat ea toate acestea azi? de ce i s-au întâmplat toate astea. Igor s-a întors doar seara, duminică, obosit și iritat. A ascultat pe scurt povestea soției despre cum Denis nu mai are cărucior și a răspuns, mestecând o chiftea, ei bine, nu mai e nevoie să se plimbe pe roți, să meargă pe picioare. E deja mare, aproape cinci ani. Obiecțiile și protestele Olgăi au rămas nerostite. Ce treptare să se poarte așa cu ei? De ce spune asta? Mai ales că Denis stătea lângă ei la masa din bucătărie și a auzit totul. Băiatul l-a privit atent pe tatăl său și a întrebat: Tati, îmi vei cumpăra un set de construcție. Așa cum ai promis. Unul din plastic, să pot construi castele și poduri. Voi fi foarte atent. Igor s-a uitat la fiul său de parcă ar fi fost invizibil. Nu era nimic tandru sau părintesc în acea privire. Seturile de construcție sunt pentru copiii normali. A răspuns el, fără să-i pese că l-ar putea supăra pe copil. Toți banii noștri au mers pe tratamentul tău. Și dacă ai fi mers pe picioarele tale, ca toți ceilalți copii, ai fi avut și tu un set de construcție. Asta era prea mult. Așa ceva Olga nu putea ierta lui Igor. Ochii tinerei mame s-au mărit și l-a privit pe soțul ei ca pe un inamic. De ce spui asta? Nu trebuie să-l rănești. Nu poți. Denis nu e vinovat pentru ce s-a întâmplat. Și cine e vinovat? Igor s-a întors către ea și Olga a observat strălucirea febrilă din ochii lui. Cine e vinovat că fiul nostru e invalid? Eu l-am născut prematur, cu aproape două luni mai devreme. Olga nu a vrut să-și clarifice relația în fața copilului, așa că l-a ajutat pe băiat să se ridice de la masă și l-a dus în camera lui. Igor să se calmeze. Poate că își va da seama că a spus prostii. Deși asta nu-l scuză deloc. E adult și ar trebui să înțeleagă totul. Nimeni nu e vinovat de ceea ce s-a întâmplat. Igor nu a așteptat ca soția lui, care încă ardea de furie, să revină. Pur și simplu s-a adunat în liniște. Olga a auzit cum a fâșit ușile dulapului din hol și a plecat de acasă fără să și-a rămas bun. Nu s-a întors nici seara, nici a doua zi dimineață, deși trebuia să se pregătească pentru muncă. Atunci Olga a început să se îngrijoreze și să se gândească ce să facă în această situație. Telefonul lui Igor nu răspundea, și ei era sincer frică. Imaginația îi prezenta tinerei femei una după alta scene înspăimântătoare. Poate soțul ei zace acum într-un șanț, lovit de o mașină. Sau poate i s-a făcut rău pe stradă, a fost dus la spital și nimeni nu știe cine este. Sau poate l-au lovit în cap, l-au jefuit și acum și-a pierdut memoria. Disperată să înțeleagă singură ce s-a întâmplat cu soțul ei, Olga a format un număr pe care încerca să-l apeleze cât mai rar posibil. Să vorbească cu Varvara Pavlovna, mama lui Igor, nu era o plăcere mare, de aceea Olga o suna rar. Femeia era complet indiferentă față de nepotul ei și o învinovățea pe Nora sa că, din cauza ei, Igorec crește acum un copil invalid. Ca și cum Olga ar fi făcut-o intenționat. Alo! Răspunse soacra, și Olga abia își reținu dorința de a închide telefonul. Bună ziua, Varvara Pavlovna! Se adresă tânăra femeie cât de politicos posibil. Voiam să vă întreb dacă știți cumva unde este Igor acum? În telefon se așternu o pauză. Parcă o vedea Olga pe Varvara cu fața schimonosită într-un zâmbet sarcastic și satisfăcut. Nu a ascuns niciodată că, în opinia ei, Fiul ei nu trebuia să-și pună pe umeri o soție și un copil bolnav, ci trebuia să scape de ei și să plătească doar pensia alimentară. Și tu nu poți să-l întrebi pe el unde a dispărut. Judecând după faptul că acum e luni dimineață, ar trebui să fie la locul de muncă. Ca toți sclavii, de altfel. Din cauza ta, Igor a devenit un sclav. Muncește și muncește, nu vede lumina zilei. Și asta pentru că te ai așezat pe gâtul lui și ai lăsat picioarele în jos. Îți e comod, nu-i așa? Olga se săturase deja să se certe cu mama soțului ei pe această temă. Cu mult timp în urmă, când încă se putea discuta normal cu Igor, au decis amândoi că Olga nu trebuie să lucreze, ci să se dedice îngrijirii fiului lor bolnav și reabilitării lui. Aceste activități necesitau mult timp și energie. Iar Igor promisese că va câștiga suficient pentru toate. Această situație nu era pe placul mamei lui, iar astfel de discuții deveniseră regulate de atunci. Igor nu este sclav, a protestat Olga, el doar câștigă bani pentru tratamentul fiului său și pentru traiul nostru. Minunat, hrăi telefonul de bucurie, pentru o viață pe care nu o are, pentru că toată viața lui se petrece cu voi în mocirlă. Nu. Nu știu unde este Igor, și dacă aș ști, nu-ți-aș spune. Apelul a fost închis, iar Olga s-a trezit că stătea pe loc, uitându-se prost în ecranul stins. Nu, nu se poate așa. Ea nu avea dreptul să cedeze. Dacă Igor a decis că are dreptul să dispară așa, fără explicații, atunci așa să fie. Ea va continua să facă aceleași lucruri pe care le-ar fi făcut și în prezența lui apoi vor discuta neapărat despre asta. Câteva zile, ea și Denis au trăit cumva în pace și liniște. Într-un supermarket local, Olga a observat spatele masiv al recentului ei ajutor, care se prezentase așa enigmatic și ciudat ca tihon, dar ea s-a grăbit să stea la coadă la altă casă. Nu-i mai lipsea decât să-l întâlnească din nou. Cine știe ce intenție are? Și de la un om cu asemenea dimensiuni te poți aștepta nu doar la ajutor fizic, ci și la ceva mai neplăcut. Așa că mai bine să meargă pe drumul său, ea nu va sta în calea lui. Igor a lipsit destul de mult timp, mai mult decât oricând înainte. Deși Olga a observat că, fără el, îi era mult mai ușor în treburile casnice. Totuși, aștepta cu nerăbdare întoarcerea soțului. Și el s-a întors la fel de neașteptat cum dispăruse. Totuși, cum s-a dovedit, surprizele pentru Olga nu se terminaseră. Deloc. De fapt, soțul s-a întors după trei zile cu o cerere ciudată. Olga nici nu a apucat să-și exprime indignarea că el pur și simplu i-a lăsat pe ea și pe Denis în această perioadă, fără a lăsa nici măcar bani pentru proceduri. A urmat un șoc mult mai neplăcut și neașteptat. Cât timp îți trebuie să-ți faci bagajele? A întrebat soțul ei. Toate lucrurile noastre. Ale tale, ale mele, ale lui Denis. Olga a clătinat din cap. Nu înțelegea. Pleacă undeva și Igor nu i-a spus din timp. Ce fel de noutăți sunt astea? Am vândut acest apartament, a spus Igor calm, uitându-se la fața albă a soției sale. Și cei cu asta? Am tot dreptul. Este al meu, dăruit de părinții mei. Vom locui cu mama mea deocamdată, iar apoi voi rezolva totul. Așa trebuie. Acum așa trebuie. Să spunem că pentru Olga a fost un șoc, e puțin spus. Mai mult decât atât, totul în această locuință era amenajat pentru nevoile lui Denis. Policlinica era aproape, la fel și magazinele și parcurile. Se obișnuiseră să trăiască aici. Dar de la viața cu mama lui Igor, Olga nu putea aștepta nimic bun. Varvara Pavlovna cu siguranță nu va rata ocazia să-i otrăvească viața norei sale pe care o ura. Igor a interpretat corect fața șocată a Olgăi și a atacat imediat. De ce te uiți așa la mine? Știi foarte bine că nu ai niciun drept asupra acestei locuințe. Fac ceea ce consider că este necesar, și nu tu vei decide cum să dispun de proprietatea mea. Dar noi suntem o familie, Igor, aproape plângea Olga. Suntem o familie. Cum poți să vorbești așa? Dar Denis? Aici are o cameră separată, iar la mama ta sunt doar două camere. Nu va avea spațiu personal. E. E incomod. Igor o privi evidentă. Cine ți-a spus că mă interesează confortul tău și al acestui mutant pe care mi l-ai pus pe umeri? Amândoi veți face ceea ce îmi trebuie mie și punct. E clar? Dacă nu-ți convine, ieși afară și ale și pe el cu tine. Pentru Olga a fost un șoc să vadă cum îi vorbește soțul. Igor nu-și permisese niciodată așa ceva înainte. Poate și ea era de vină că el ajunsese să vorbească astfel cu ea. Olga, sub impulsul disperării, începu să se gândească ce l-ar fi putut supăra atât de tare pe soțul ei. Am întrebat cât timp îți trebuie să-ți faci bagajele, îi reaminti Igor, și nu pierde timpul. Mutarea la mama mea va avea loc oricum, vrei tu sau nu și ar trebui să-i mulțumești din toată inima că este dispusă să vă suporte în casa ei. Sper că o vei face. Olga nu avea altă opțiune decât să încuvințeze cu capul. Nu avea unde să meargă cu un copil bolnav. Mama ei murise când Olga era în clasa a doua, iar tatăl și mama vitregă nu o prea doreau. O poveste obișnuită și foarte tristă. Igor, dar de ce să vindem apartamentul? îndrăzni să întrebe Olga după un timp. Este totuși o proprietate, niciodată nu sunt prea multe apartamente. Igor doar strâmbă din nas și se uită la soția sa ca la o proastă. Și ce te interesează pe tine? Este apartamentul meu, nu al tău. Așa că nu ar trebui să te preocupe. Am nevoie de bani, asta e tot. Olga nu a mai comentat de ce să atragă mai multă ură, când și așa era la cote maxime? Igor ascundea ceva, nu îi spunea totul. Dar ea și Denis nu avea unde să meargă, așa că trebuiau să se supună. Mutarea a avut loc două săptămâni mai târziu. Varvara Pavlovna a făcut tot posibilul ca Nora și nepotul ei să simtă cât mai acut că sunt complet inutili și nedoriți în casa ei. Ar trebui să te duci la tatăl tău, bombănea soacra el să fie deranjat de voi. Ce-mi trebuie mie un invalid și o cloșcă care stă cu el? Ce? N-ai avut timp să cureți și să prăjești cartofii pentru întoarcerea oamenilor normal de la muncă? Varvara Pavlovna încă lucra ca contabilă la compania de apă locală și era foarte mândră de acest lucru. O disprețuia pe nora ei, care, uite așa, se scuza cu copilul bolnav pentru a nu munci. Trimite-o la muncă, își îndemna fiul nu-i permite să te comande. Ai ajuns piele și os și nu se vede sfârșitul. Să lucreze și ea. Mamă, își strânse din nas gor, ne descurcăm noi singuri. Dar se vedea că gândul acesta îi era plăcut. Soția, în înțelegerea lui, putea foarte bine să meargă la muncă și să aducă bani acasă, în loc să stea toată ziua fără să facă nimic. Olga încercase să câștige bani de acasă, dar pentru licheuri pe rețelele sociale și vizionarea de videoclipuri primea sume ridicol de mici. Încercase să ceară ajutor de la tatăl ei, dar se lovise de un refuz categoric din partea mamei vitrege, care nu avea de gând să-și împartă resursele. Chiar încercase să economisească și mai mult pe seama ei, dar nu mai avea de unde să taie. Viața devenea treptat insuportabilă. Igor și mama lui nu ratase nicio ocazie să se amuze pe seama femeii dependente de ei, care nu mai avea altceva de făcut decât să se gândească la copilul ei și să-și păstreze calmul. Totul s-a schimbat într-o zi, așa cum se întâmplă adesea în viață. Dar la început, acea întâmplare nu părea deloc una fericită. În timpul unei plimbări, Olga pierduse cheile de la casă. Se întâmplă uneori așa, părea că le-a pus în buzunarul jachetei ca de obicei, dar când a ajuns acasă nu le-a mai găsit. Tânăra femeie scotoci toate buzunarele, geanta și chiar șacheta lui Denis. Nu, nicăieri nu erau cheile de care avea nevoie. Perspectivele erau groaznice. Să recunoască pierderea în fața varvarei Pavlovna și a lui Igor însemna aproape sigur să asculte o săptămână întreagă despre cât de neîndemânatică și risipitoare era dar altfel nu putea intra în apartament. Întristată, Olga se întoarse și făcu cu Denis drumul lung și lent înapoi de unde veniseră. Încă mai spera să găsească cheile căzute pe drum, dar în zadar. Ajuns acolo, se așeză pe o bancă din curte, lăsându-le pe Denis să se joace puțin la nisipar. Oricum nu avea unde să meargă. Acasă ar fi trebuit să fie singuri, iar o ploaie măruntă începea să cadă conflictele familiale deveneau inevitabile. Opa, o cunoștință veche. Un glas se auzi chiar deasupra ei, iar Olga se întoarse speriată. Așa este. În spatele ei stătea același carabas, care o ajutase cândva. Nu se putea spune că era încântată de această întorsătură a evenimentelor, dar un chip cunoscut în situația ei o liniști puțin. Bună ziua, răspunse ea politicos, sperând că bărbatul se va întoarce și va pleca, dar nu, el părea hotărât să se așeze pe banca de alături. Carabas se așeză, ridică capul spre cerul de primăvară gri și stătu așa câteva minute. Apoi scoase din buzunar un pachet cu, probabil, mei sau alt fel de cereale și începu să le împrăștie încet, cu grijă, pe asfalt. Nebun. Îi trecu prin capul gai trebuia să plece de acolo cât mai repede. Era gata să sară în picioare și să-l ia pe Denis, să plece cât mai departe, măcar în curtea alăturată, când, deodată, un adevărat miracol se întâmplă sub ochii ei. De peste tot, de pe acoperișuri, din copaci, din guri de aerisire, se adunau porumbei la festin. Curtea se umplu de bătaia aripilor și de gânguritul păsărilor. Denis nu rezistă tentației și, cu pași nesiguri, se apropie de mama lui și privi, lipindu-se de ea, cum străinul cu barbă roșcată, care se cu un pirat despre care mama îi citise, hrănește păsările. Olga vedea clar în ochii copilului admirație sinceră. Carabas, pe numele lui adevărat Tihon, părea să nu le acorde nicio atenție. Continua să hrănească păsările, turnând încet cerealele. Apoi, deodată, întinse mâna spre Denis și spuse, băiete, vino aici. Vrei să le dai și tu de mâncare, nu-i așa? Vrei, vrei. Nu nega, văd asta. Hai, mai aproape de mine. Olga îi căzură umerii. Acum el va vedea că Denis se mișcă foarte greu și o grimasă de dispreț îi va deforma fața. Așa reacționau toți când îl vedeau de la distanță, nu dădeau importanță, dar când îl vedeau de aproape, începeau să compătimească. Chiar și Igor, care știa cel mai bine cât de greu îi era fiului său, se încrunta la vederea pașilor săi stângaci. Dar Tihon, cunoscut și ca Carabas, părea să nu fie din același aluat ca ceilalți bărbați pe care Olga îi întâlnise. Observând stângăcia de care sufereau și mama și copilul, el se ridică ușor de pe bancă, riscând să sperie porumbeii care ciuguleau la picioarele lui și îi întinse mâna lui Denis. Palma lui mare cât un castron bun. Hai, nu te teme, spuse el. Prinde curaj și încearcă. Am văzut că încet, încet, reușești. Și Denis reuși. Balansându-se și echilibrându-se cu mâinile, Denis ajunse la banca alăturată și se așeză lângă bărbat. Într-un minut cei doi stăteau ca vechi prieteni, aruncând mei porumbeilor. Pentru Olga era uimitor. Dar toate lucrurile bune se termină la un moment dat. Se termină și cerealele din punga lui Tihon, pe care Olga acum voia să-l numească doar pe nume, nu Carabas, ca înainte. Oricum, nu conta cu cine seamănă. Inima lui părea bună. Ploaia începea să se întețească. Tihon privi spre cerul tot mai întunecat și ei propuse Olgăi, ei bine, vă duc eu acasă, că văd că azi sunteți fără cărucior și nu-i aproape, va începe să plouă curând. Nu, mulțumim, se grăbi Olga să refuze. Nu-i puteam spune oricui că nu mai locuiesc unde locuiau înainte. Apartamentul soacrei era în același cartier, dar destul de departe. Obișnuiau să vin aici la plimbare din obișnuință. Încet și chinuitor. Desigur, Olga înțelegea că urma o plimbare nu tocmai ușoară prin ploaie, fără chei, până ajungeau la bloc, până sunau la Varvara Pavlovna sau la minunatul ei soț și tată, pentru a rezolva problema cheilor, și poate că până atunci ploaia se va opri. Dar cât de mult nu dorea să se grăbească acolo, în acele patru pereți care deveniseră pentru ea un simbol al lipsei de libertate și al umilinței. În acel moment, ploaia, ca o ființă vie, părea că înțelege momentul delicat și turna cu găleata. Într-o clipă, Olga se udă până la piele, iar Denis la fel. Așa, nu e timp de pierdut, mormăi tihon chiar lângă ea. Când reușise să se apropie atât de mult. Părea că bărbatul era la câțiva metri distanță, iar acum era chiar lângă ea. Privirea Olgăi se opri pe pieptul puternic, acoperit de barba roșcată. Nu-i dădu timp să reflecteze mai mult. Tihon îl luă pe Denis în brațe, ușor, de parcă ar fi fost o pană, și se întoarse spre Olga. Nu rămâne în urmă, mamă, că altfel răcește băiatul. Haideți să fugim. Și chiar au fugit. Tihon, surprinzător de agil, se mișca repede pe străzi, sărind peste bălți cu Denis în brațe, și se uita din când în când înapoi. Cum e Olga? Olga alerga după bărbatul care îi purta fiul, nedumerită. Cum se lăsase prinsă în această aventură? Cum și de ce îi permise lui Tihon să ia decizia în locul ei? Cursa lor nu a durat mult. Tihon se repezi la treptele înguste și urcă repede. Olgăi nu-i rămase altceva de făcut decât să-l urmeze. Ușa se deschise primitoare, iar tânăra femeie realiză că nu mai simțea picăturile reci curgându-i pe spate. Era într-un loc necunoscut, pe care îl vedea pentru prima dată. Tihon, Olga și Denis se aflau într-o cameră lungă, sau mai degrabă într-un hol. Era plin de cuști, transportoare și țarcuri, și peste tot se mișcau, scânceau, se aglomerau, mârâiau și miaunau animale. Oaspeții priveau fermecați acest regat animal, de parcă ar fi intrat într-o lume de poveste. Intrați și faceți-vă comozi. Între timp, gazda nu pierdea timpul. În ciuda aspectului său monumental, Tihon se mișcă agil și aproape fără zgomot, manevrând sigur printre cuști și țarcuri. Aici sunt pături. Înveliți-vă, așa vă uscați mai repede. Ce-i asta? Întrebă Denis cu vocea lui clară. Este o grădină zoologică? Sunt atât de multe animale. Tihon nu părea să fie auzit întrebarea băiatului. Se auzeau vase zorneind undeva la capătul sălii, în depărtare. Tot atât de brusc cum dispăruse, bărbatul reapăru câteva minute mai târziu. Faceți-vă comozi, repetă el, aruncând pe jos câteva fotolii puf mari pe care le adusese cu el. Denis se așeze imediat pe primul fotoliu. Mai târziu, Olga și Tihon beau ceai de plante, pe care bărbatul îl pregătise pentru ei. Beau și discutau. Conversația nu semăna deloc cu dialogul sec și lipsit de suflet cu soțul ei. Tihon era sincer interesat de tot ce se întâmplase cu Olga, punea întrebări, dădea din cap cu compasiune și o încuraja. Tânăra femeie nu putuse și nici nu voise să de noul ei cunoscut tot ce avea pe inimă. Parcă se dărâmase un baraj și sub dărâmături dispăruseră ultimele rămâșițe de timiditate și reținere. Olga îi povestise lui Tihon totul, de la început. Cum avusese grijă de Denis, cum se temuse că nu va supraviețui, cum erau îngrijorați de dezvoltarea lui mentală poate a fost efectul unui străin sau pur și simplu Tihon era cel mai bun ascultător pe care îl întâlnise vreodată, dar nu ascunsese nimic. În câteva cuvinte, schițase și viața lor de familie actuală, grea și monotonă, ca o mlaștină fără scăpare. Reproșuri, amenințări, indiferență. Tihon asculta în tăcere, uneori trecându-și degetele prin barba roșcată, Olga se surprindea uneori privindu-le fascinată cum degetele bărbatului se scufundau în buclele bărbii și se mișcau prin ele. În acele momente, interlocutorul său părea să se gândească la ceva profund. Părea că meditează la ceva îndepărtat și de pe altă lume. Despre el, Tihon povestea mai puțin, cu economie de cuvinte. Era veterinar, locuia aici, la clinica pe care o deschisese din economiile sale. Colabora cu adăposturi și voluntari, culegea și trata, pe cât posibil, animale abandonate. De fapt, chiar pe teritoriul adăpostului său se aflau. Își iubea munca. Nu avea încă o familie, pentru că nu avea timp. Toate resursele lui mergeau către aceste animale nefericite și părăsite. Tihon spusese cuvintele ține fericite și părăsite, iatât atât de pătrunzător, încât lacrimile revinseră în ochii olgăi. Cine ar fi crezut că acest uriaș, care părea un munte, ar putea simți atât de profund suferința altora? În timp ce discutau, Tihon se mișca încet de la o cușcă la alta, de la un țarc la altul. Curăța untru, schimba apa, adăuga mâncare, administra medicamentele necesare. Și vorbea, 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 parcă sec și concret, dar totuși informativ. Nimănui nu-i trebuie un bărbat care nu aduce acasă până și ultimul bănuț, ci preferă să cumpere câte o cușcă în plus, gândea Tihon. Dar mă gândesc așa, dacă nu eu, atunci cine? Acolo zac ei, loviți de mașini, bătuți de oameni, bolnavi. Cu ei pasă de ei. M-am gândit că nu sunt atât de valoros în contextul umanității încât să fie obligatoriu să mântemeiez o familie și să las o grămadă de urmași. Dar pe aceștia pot să-i ajut. Olga admiră mâinile lui Tihon, care fără niciun dezgust se ocupau de animalele nefericite, tratând rănile infectate și curățând litierele. De ce nu îi eliberați? Se alătură discuției de Nis, care încerca să țină pasul cu bărbatul pe cât îi era posibil nu se poate, aici sunt doar cei bolnavi sau după operații, se recuperează. Nu trebuie să alerge și să interacționeze între ei. Dar în camera alăturată am pe cei care se plimbă liberi. Vrei să vezi? Chipul lui Denis străluci. Nu își aminti Olga vreodată să-l fi văzut zâmbind atât de deschis și sincer. Denis iubea animalele, dar Igor impusese de mult un veto. În casa lor nu aveau loc purtătorii de purici, cum îi numea el. Dar Tihon îi oferea lui Denis o distracție incredibilă. Denis părea că uitase de boala lui pentru o vreme. Tihon îl adaptase pe băiat ca ajutor. Lui Denis îi era încredințat să țină sacici cu hrană sau așternuturile proaspete înainte ca veterinarul să le așeze în cuști sau țarcuri. Și în acel moment nu era pe lume om mai fericit decât Denis când toți pacienții cu coadă din acea încăpere fusese îngrijiți, Tihon aruncă o privire pe fereastră și anunță, plouă în continuare. Unde să vă las în așa vreme? Haideți la mine, în zona mea de locuit. Cu o oră înainte, Olga ar fi refuzat politicos, neavând chef să se plimbe prin apartamentul unui străin. Dar acum, părerea ei despre Tihon se schimbase radical. El nu le va face nimic rău iar băiatul ei era nerăbdător să vadă animalele care trăiau la veterinar și pe care le putea mângâia fără teamă. Olga dădu din cap timid și îl urmă pe gazdă în adâncul încăperii, acolo unde se zărea o mică ușă albă de plastic. Tihon o deschise și intră într-un coridor semi urmat de o altă ușă. Olga ezită o secundă și apoi îl urmă pe Tihon. Spre surprinderea ei, se afla într-un apartament complet urban, Totul în regulă. Hol, bucătărie, două camere, baie și peste tot animale cu coadă. Dar ceea ce o surprinse cel mai mult pe tânăra femeie în locuința noului său prieten, era curățenia și ordinea, și, pe deasupra, lipsa oricărui miros. E foarte plăcut aici, spuse Olga politicos, așezându-și mucasinii pe raftul din hol. Și ce planificare neobișnuită! Ați făcut-o dumneavoastră? Da, eu. Am avut ocazia să cumpăr trei apartamente unul lângă altul, vis-a-vis, -vis, în același bloc. A fost destul de ieftin, relativ vorbind. Acum, într-unul este clinica veterinară, în al doilea locuiesc eu, iar în al treilea pacienții mei cu patru picioare, cei care au nevoie de tratament și supraveghere mai mult decât ceilalți. Tihon nu doar vorbea ci și făcea multe. Olga nu făcea decât să-l urmărească cum se mișcă mâinile lui. Dar Denis? Mama aproape că nu își recunoștea fiul. De obicei calm și reținut, acum urmărea animalele cu gura căscată, mângâindu-le și scărpinându-le după ureche. Nu te teme, îl încurajă Tihon pe băiat. Aici nimeni nu mușcă, toți sunt prietenoși și de casă. Denis nu se lăsă rugat de două ori. Se apropie de tihon și începu să mângâie și să scarpine animalele, zâmbind atât de minunat, încât inima ulgăi se topia de duioșie. Domnule, sunteți un fel de dâr, dolitle? Întrebă deodată băiatul, iar tihon râse atât de zgomotos, încât părea că lustra din camera mare se zguduie. Așa se pare, răspunse el cu un zâmbet și ret. Tratezi animalele, deci se poate spune că sunt un dâr, dolitle. Cât de bine și vesel le fusese olgăi și lui Denis la Tihon, dar timpul trecuse pe nesimțite și se făcuse aproape cinci după amiază. Cred că ar trebui să plecăm, spuse tânăra femeie, amintindu-și că acum se va întoarce soacra de la muncă și vor putea intra acasă. Sigur, nu va fi ușor, va trebui să suporte reproșuri pentru cheile pierdute, dar nu voia să abuzeze de răbdarea și ospitalitatea lui Tihon, care oricum le ajutase mult astăzi. Gazda zâmbi înțelegătoare și ridică din umeri. Așa se întâmplă, timpul în compania plăcută trece pe nesimțite. Tihon Se hotăr deodată să-l întrebe Olca. De ce la prima noastră întâlnire ați spus că vă chemați deocamdată Tihon? Ce înseamnă acest deocamdată? Bărbatul zâmbi. Zâmbetul lui Carabas era cald și deschis, ca al unui copil care așteaptă doar lucruri bune de la viață. Am moștenit numele de la străbunicul meu, răspunse el. Era un om bun. Dar numele nu-mi place. Având în vedere cum arăt, toată lumea spune că numele Tihon nu se potrivește cu statura mea. Și viața lui a fost grea. Abia la sfârșitul vieții și-a găsit o parteneră. Străbunica era cu 20 de ani mai tânără. Viață grea a avut omul. De aceea vreau să-mi schimb numele. Poate că lucrurile se vor îmbunătăți, ce zici? Olga realiză cu groază și uimire că acest om minunat, acum era sigură de asta, suferea și el. Poate mai mult decât putea arăta. Și nu avea cui să arate. Bărbații nu plâng, așa se spune. Tihon a insistat să cheme un taxi pentru Olga și fiul ei. El a plătit cursa prin aplicație și a rămas la ușa clinicii, petrecându-și oaspeții. Imaginea aceasta i-a rămas adânc întipărită în memorie. Monumentalul Tihon cu barba roșie, mișcată de vânt, stând în ușă cu motanul britanic gri, toșa, în brațe, cu care se jucase atât de tandru de nis acasă o aștepta un adevărat coșmar. Soacra ei vorbea cu înverșunare despre nora ei stupidă și răutăcioasă, din cauza căreia trebuia să schimbe toate încuietorile de la ușă. Denis începu să plângă de frică, iar Olga nu știa la cine să meargă mai întâi. Ce crezi, că nu înțeleg că te răzbun pe mine? Plângea Varvara Pavlovna. Așa-mi mulțumești că v-am primit în casa mea? Șarpe crescut la piept dar nu-i nimic, se întoarce Igorec de la muncă și zbori imediat cu tot cu băiatul tău. Duceți-vă unde vreți, să nu vă mai văd. Igor, tatăl lui Denis, îi reaminti Olga rece, să tu lăsa audă despre actul de caritate o al soacrei sale. De ce trebuie lui un asemenea fiu? Invalid? Ce să facă cu el? Tu n-ai putut duce la termen și să naști un nepot sănătos, iar fiul meu trebuie acum să se chinuie toată viața cu el? Fără tine ar fi fost mai ușor. Nu se putea contrazice. Olga înțelegea că așa credea acum și Igor. Se duse în camera pe care o împărțeau toți trei ea, soțul și fiul, și începu să împacheteze lucrurile copilului și ale ei în pungi mari de la supermarket. Mai bine nu-l îngrijeai atunci. Răsuna din spatele ușii închise ar fi fost mai bine și am fi uitat și am fi avut deja un copil nou, normal, nu acest nefericit șchiop. Denis auzea tot ce spunea bunica despre el. Buzele băiatului tremurau. Poate nu înțelegea totul, dar mare parte din ce se spunea ajungea la conștiința lui imediat. Totul va fi bine, micuțule, își șoptea Olga în barbă și continua să împacheteze lucrurile cu furie. Ne vom descurca. Acum vine tata și vom vorbi cu el. Dar Igor întârzia. În ultima vreme, făcea de așa. Olga credea că nici el nu vrea să stea tot timpul pe un câmp de luptă între soție și propria mamă, care nu putea să nu-și umilească nora dependentă de ea. Când pungile erau aproape gata, Olga priv critic la munca ei. Se prăbuși pe canapeaua veche și zbucni în plâns. Unde avea de gând să meargă? și cu un copil bolnav, care avea nevoie de masaje și tratamente. Nu putea să-l hrănească pe Denis doar cu alocația de invaliditate și pensia alimentară. Și nici să meargă la muncă nu era o soluție viabilă. Ori va merge la muncă, dar nu va mai avea timp pentru reabilitarea băiatului și el va ajunge într-o grădiniță obișnuită. Nici asta nu era o perspectivă prea bună. Soțul ei ajunse acasă doar spre seară, și era vizibil băut. De fapt, asta se întâmpla destul de des în ultima vreme, și Olga aproape se obișnuise cu asta. Ei bine, Olga, pregătește-te, proclamă Igor intrând în cameră, și nu uita să-mi mulțumești. M-a costat mult să obțin asta. Ce anume ai obținut? Nu înțelegea Olga, ridicându-se de la citit cartea fiului ei. Explică normal. Așa faci mereu: se încruntă soțul, vin la tine cu sufletul pe tavă, și tu răspunzi cu grosolănie. Dar bine, îți voi explica. Ți-am găsit un loc de muncă. Avem nevoie de un apartament nou, nu-i așa? Așa că vom economisi împreună. Tu jumătate și eu jumătate. La noi, în departament, au nevoie de femei de serviciu pentru depozite. Plata e bună. Munca nu e complicată. Am aranjat totul. Olga fu atât de surprinsă încât nu găsea cuvintele. Ce a făcut? I-a găsit ei un loc de muncă? Dar cu Denis ce facem? Întrebă ea, în sfârșit, reușind să-și revină. Oh, dar cei cu Denis? Se încruntă Igor, trântindu-se în fotoliu așa de tare încât acesta tros în sub greutatea lui. Vrei să-l îngrijești până la pensie și să-i ștergi nasul? Cu chiu, cu vai, dar se mișcă. Să meargă la grădiniță. Cât timp îți faci actele pentru muncă și grădiniță, mama va avea grijă de el. Dar asta doar temporar, pentru că e bătrână și ei va fi greu. Așa că te vei grăbi, vei aranja totul și el va merge la grădiniță. Olga nu înțelegea, poate era doar o glumă proastă a soțului să trimită copilul la grădiniță, anulând dintr-o lovitură toate speranțele pentru recuperarea lui? Sau poate că ea pur și simplu înțelegea totul greșit? Mamă! Strigă deodată Igor atât de tare încât își sperie fiul. Mamă, vino aici, e urgent. Așteptă până când Varvara Pavlovna apără în ușa camerei, ștergându-și mâinile cu un prosop de bucătărie, și spuse: Am hotărât cu soția să ne îmbunătățim relația. Trebuie, probabil, să salvăm căsnicia. Împreună suntem mai puternici. Așa că acum eu și Olga ne pregătim și mergem la plimbare. Doar noi doi. Ne vom plimba undeva, poate vom bea o cafea, iar Denis va rămâne cu tine. Această veste o făcu pe Olga să se simtă inconfortabil. Ceva se întâmplase cu Igor deodată, încât începea să se îngrijoreze pentru soarta căsniciei lor. Atât de mult timp fusese indiferent, iar acum, dintr-o dată, își făcea griji. Și, pe deasupra, cu povestea despre locul de muncă. Varvara Pavlovna părea la fel de surprinsă de decizia fiului ei ca și nora ei. I-a dădu din cap rece și îi spuse nepotului să stea liniștit în cameră și să se joace singur, apoi se întoarse în bucătărie. Olgăi nu-i rămânea decât să înceapă să se pregătească pentru plimbare, așa cum o numise soțul ei. Deci, în cazul ei, a se pregăti îi era un cuvânt prea mare. Nu avea haine frumoase, nici cosmetice, nimic care să facă această ieșire specială. Totuși, ieșiră împreună, braț la braț, ca o dinioară, înainte de nașterea lui Denis. Igor chiar își permisese să cumpere cafea de la un chioșc din apropiere. Pe de o parte, Olgăie era plăcut să știe și să simtă ca o parte de o întâlnire adevărată. Pe de altă parte, nu vedea logica în comportamentul soțului ei, ceea ce o frământa pe dinăuntru. Avea presimțirea că ceva urma să se întâmple, că trebuia să se dezvăluie o adevăr urât și așteptare semnată. Uite cât de frumos e în jur! spuse deodată Igor, uitându-se direct în ochii ei. Am uitat când am mai stat așa, doar noi doi, în liniște și pace. Olga doar dădu din cap. Nu era nevoie să spună nimic, totul era clar. Igor avea perfectă dreptate. Să nu crezi că sunt un om crud, începui Igor după o scurtă pauză. Dar nu mai pot să tac și să mirosesc viața. Suntem tineri, Olga, avem încă toată viața înainte. Am datorii, Olga. S-a întâmplat ca la muncă, din vina mea, să se strice un echipament. Nu e cine știe ce, dar totuși costisitor. Așa s-a întâmplat. Olga crezu că aceasta era șansa ei să-și arate compasiunea față de soțul ei, tandrețea și înțelegerea. Dar ce importanță avea? Își vor achita datoriile se vor descurca împreună, cu siguranță, și totul se va aranja. Și de aceea ai vândut apartamentul? Întrebă ea. Parțial, dădu din cap Igor. Vreau să schimb și mașina, de vreme ce cu apartamentul nu a mers. O parte o voi lua din locuință, o parte voi munci pentru a o plăti. Dar nu despre asta voiam să vorbesc. Olga, am datorii. Asta înseamnă că avem datorii. Dacă mai putea ajuta să le plătesc, ar merge mult mai repede. Nu crezi? Ah, deci despre asta era vorba. Voia din nou să o convingă să-l lase pe Denis în grija mamei lui și să meargă să lucreze ca femeie de serviciu la întreprindere, pentru că astfel ar plăti mai repede totul. Igor, nu înțeleg. Începu ea, dar el o întrerupse nu e nimic de înțeles. Denis este o ancoră care ne trage pe fund. Trage întreaga noastră familie în jos, înțelegi? Acum are doar probleme cu picioarele, dar cine știe ce va fi mai târziu? Am vorbit cu oameni, toți spun că la școală va fi prostul clasei. Vor râde de el, vor arăta cu degetul, iar noi vom fi doi păcălici rușinați să ieșim pe stradă din cauza fiului nostru. Olga asculta și nu putea înțelege ce se întâmplă. Ce spune acest om groaznic? Și de ce spune asta? E atât de beat încât nu înțelege ce vorbește? Olga, cred că trebuie să-l dăm pe Denis la un internat, spuse Igor fără să clipească. Nu mai putem să-l ținem în detrimentul nostru. Nu te îngrijora, îl vom vizita des. Dar Olga nu-l mai asculta înțelesese că tot acest spectacol, întâlnirea și cafeaua la chioșcul din colț, aveau scopul de a o convinge să accepte ceea ce voia Igor. Nu, spuse ea atât de hotărât încât Igor se retrase puțin. Îți spun nu, mai înțeles. Ai auzit. Olgată cu câteva minute, apoi spuse ceea ce gândise de mult, dar nu găsise curajul să o spună. Plec de la tine. Ești un om nedemn. Josnic, meschin, Igor. Plec. Nu vreau să mai fiu lângă tine. Igor începu să aplaude, nu tare, dar cu ironie. Oh, cât patos! Prințesa gunoaielor. Și unde vei pleca cu un astfel de copil? Cine are nevoie de voi amândoi? Veți umbla de colo-colo și veți flămânzi? Înainte. Dar nu te baza pe mine, ai înțeles. Minima pensie alimentară, dacă o vei obține. Nici măcar nu ai bani pentru proces. Ceea ce era cel mai dureros era că Igor avea dreptate și Olga înțelegea asta. Dar să trăiască lângă un om care gândește astfel era imposibil pentru ea. Imposibil să se culce lângă el, imposibil să-și roage fiul să-l sărute pe tatăl lui ne vom descurca cumva, spuse Olga ridicându-se, dar cu tine totul este clar. În acea noapte, Olga se întoarse acasă și se bucură că pregătise din timp lucrurile ei și ale copilului. Denis deja dormea, dar trebuie să-l trezească. Olga nu știa unde să meargă, unde să găsească adăpost, dar spera că dimineața va putea întreba prietenele și foștii colegi. Poate că cineva îi va primi pentru câteva zile până va găsi o cameră. Deși disperarea o copăleșea, încerca să nu o arate. Nu era momentul pentru slăbiciuni. Era necesară fiului ei și va acționa în consecință. Taxiul ajunse la timp. Olga îl ajută pe fiu să se așeze pe bancheta din spate, puse lucrurile în portbagaj și se așeze lângă șofer. În fața lor era necunoscutul, dar era mai bine decât să rămână cu soțul. Mașina se puse în mișcare și începu să se deplaseze pe străzile iluminate. Olga indicase deja în aplicație adresa gării locale. Acolo era cel puțin o cameră pentru mame și copii, nu vor rămâne fără un acoperiș deasupra capului. Iar de dimineață va începe să caute un loc de locuit pentru ea și Denis. Ceva nu e în regulă. Întrebă prietenos șoferul de taxi, dar Olga doar clătină din cap arătând că nu vrea să vorbească despre asta. Nu avea chef să discute acțiunile ei cu un străin. Când taxiul trecu pe bulevardul central, încă aglomerat chiar și la acea oră, Olga și-a cât de fericiți trăiseră ea și Igor în vechiul lor apartament. Cum le fusese bine și le ajungea totul. Și deodată, un nou gând se instală în mintea Olgăi. Stop! strică e atât de brusc încât șoferul tresări de spaimă. Opriți! M-am răzgândit. Ne întoarcem? Întrebă șoferul fără entuziasm. Nu, mergem la altă adresă, răspunse ferm și sigur Olga. Și-a amintit adresa clinicii lui Tihon. Olga și amintea că Tihon lucra non-stop, deoarece locuia chiar acolo. Nu vor merge la gară, vor cerea de post pentru o noapte. Desigur, asta ar putea părea îndrăzneț, dar era mai bine, în primul rând, pentru Denis. Dimineața îi va mulțumi lui Tihon și va începe să caute o locuință pentru ea și fiul ei. Mașina ajunse lin la treptele clinicii, parcă strecurându-se pe nesimțite. Ușile erau închise. Destinația este în dreapta, anunță vocea metalică a navigatorului. Acum Olga nu mai era sigură că luase decizia corectă. Ceru permisiunea șoferului să nu-l dea jos pe Denis deocamdată, ci să încerce să bată la ușă. Aveți câteva minute, răspunse șoferul, nu prea amabil. Olga înțelegea. Șoferul de taxi voia să prindă următoarea comandă, care suna din nou și din nou în telefonul său. Olga dădu din cap și urcă repede treptele. Apăsă o dată pe sonerie, de două ori, de trei ori. Nimic. Tăcere, pustiu. Fie Tihon nu era acasă, fie pur și simplu nu voia să deschidă. Și ce dacă? Nu promisese nimic nici ei, nici fiului ei, deci avea tot dreptul să-și planifice viața cum dorește. Olga simțea cum șoferul de taxi o privește din mașină. Nu dorea să piardă bani și comenzi ea se întoarse și cobor încet, resemnată. Deci nu era să fie. Trebuiau să meargă la gară. Deși era mult mai incomod, nu avea o altă opțiune. Aruncă o ultimă privire ușii închise și se urcă în mașină. Era gata să-i spună șoferului să plece, când auzi un zgomot de pe trepte și vocea familiară răsună în noapte. Cine e acolo? Întoarceți-vă, sunt aici. Niciodată Olga nu fusese atât de bucuroasă să audă acea voce, nici înainte, nici după. Și nici vreo altă voce din lume. I-a dădut din cap șoferului și ești grăbită din mașină, dându-și părul de pe față. Tihon stătea pe trepte, privind în întuneric. Zâmbetul său băiețesc juca pe fața sa monumentală cu barbă roșie. Deodată, Olga crezu că totul va fi bine pentru ea și fiul ei următorii trei ani au trecut într-o continuă schimbare de decor și forme. Olga abia își amintea că avea timp să se așeze, să se odihnească și să privească în jur, dar probabil că asta era și mai bine. Tihon, desigur, nu a mai lăsat-o să plece. Aflând de situația ei disperată, pur și simplu le-a dat o cameră din locuința sa mare, spunând că e prea mult pentru el singur să locuiască acolo. Apoi a început să-i facă olgăi gesturi de atenție stângace și neîndemânatice, dar pline de grijă. Uneori îi dăruia ceva util, alteori îl lua pe Denis la plimbare, îi făcea complimente sau îi aducea flori dimineața. După ce și-a făcut curaj, Tihon a rugat-o să-i spună dacă ar putea ieși cu el. Nu-l considera prea urât din cauza dimensiunilor sale uriașe și a numelui său ciudat, Olga l-a asigurat imediat că îl considera cel mai minunat, cel mai bun și cel mai sensibil om de pe planetă. Suficient era să privești cum trata animalele bolnave, dependente de el. Și Denis, care simțea falsitatea oamenilor, se atașase sincer de prietenul său mai mare. Îl numeați de daca mea mare uși nu se depărta de el. De daca mare nu se supăra pe noua sa poreclă, ci doar se strâmba mulțumit, ca un leu sătul în turmă. Primul lor sărut a venit pe neașteptate. Tihon petrecuse mult timp făcând gimnastică necesară cu Denis. Și când băiatul a reușit să facă câțiva pași aproape drepți, Olga mai întâi a plâns de bucurie, apoi, urmând un impuls neașteptat, și-a îmbrățișat salvatorul și i-a sărutat buzele. Desigur, Tihon a trebuit să se aplece mult în jos, dar astea sunt doar detalii. S-au căsătorit într-un mod destul de neobișnuit. Ceremonia de nuntă a fost organizată chiar în clinica veterinară. În loc de cadouri, au primit hrană pentru câini și pisici, medicamente și articole de igienă pentru animale. Nunta a fost veselă și unică, nimeni nu putea să se laude cu o astfel de petrecere. Anul acesta, Denis urma să meargă la școală. Datorită tatălui Tihon, căci băiatul îl numea acum așa de bună voie, Denis mergea la școală pe propriile picioare. Tihon investise mult timp și resurse în băiat, iar acum doar semne minore arătau că a avut vreodată un handicap. Da, încă purta ochelari, dar asta nu era o problemă. Tihon l-a pus pe picioare și a găsit un doctor bun care i-a restabilit complet auzul. Acesta a fost cel mai frumos cadou pentru Denis și Olga, Olga era foarte ocupată. De trei ani lucra ca administrator al clinicii soțului ei. S-au extins și au deschis mai multe unități. Una dintre ele era sub supravegherea ei constantă. Ea se ocupa de achiziții și asigura funcționarea corectă a clinicii. Nu simțea că e prea greu pentru ea. Întâlnirea cu Igor a fost complet întâmplătoare. Desigur, Olga nu o planificase. Ia și Denis veniseră doar să ia un mic șache dintr-un cafe și apoi urmau să meargă la croitorie să ia uniforma specială pentru clasa întâi. Olga Strică Igor prin cafenea, văzând-o primul. Pentru Olga, această întâlnire nu era deloc plăcută. Nu-l văzuse pe Igor din noaptea când plecase cu copilul bolnav în brațe. Olga, așteaptă, vin la tine, spuse Igor, apropiindu-se de masă. Nu avea unde să plece, deoarece micșacheurile comandate încă nu erau gata. Mama și fiul se așezară la o masă în colț și așteptau băuturile și deserturile. Salut, draga mea, cum mai ești? De ce nu dai niciun semn, nu scrii, nu suni? Dar fiul, el cum e? Mă gândeam că dragostea maternă poate face minuni, dar chiar așa. Cuvintele lui Igor erau ca un sirop dulce care curgea în urechile olcăi, dar nu-i atingea inima. Îi era scârbă să-l privească pe acest bărbat. Igor, între timp, încercă să-l îmbrățișeze pe fiul său, dar Denis se schivă și se ascunse în spatele mamei. Ce faci? Parcă nu ești de-al casei, încercă Igor să-l îmbuneze, dar ochii lui deveniseră reci răutăcioși. Ce vrei, Igor? Întrebă direct Olga. Comanda întârziase și trebuia să converseze cu acest om care era neplăcut. Cum ce? Anunță bărbatul cu un aer de superioritate. Acum că Denis s-a însănătoșit, să ne împăcăm. E simplu. Mama e bolnavă, iar eu nu reușesc să am grijă de ea. Ba e acasă și geme, ba suferă în spital. Își amintește descare un nepot. Denis ar ajuta-o pe unica lui bunică. Ar fi mai veselă decât să stea singură. Și tu arăți bine acum. Chiar e o plăcere să te plimbi cu tine. Igor continua să vorbească, iar Olga îl examina cu atenție. Se lăsase, se îngrășase, degetele erau ca niște cârnați. Probabil, bea mult. Îmbrăcat prost, ieftin și neîngrijit. Abia atunci observ Olga că Igor ținea în mâini un butoi mare. Probabil, că livra bere sau limonadă la cafenea. Uite cum stau lucrurile. Igor a ajuns să fie hamal. Nu știa nimic despre locul lui de muncă, pentru că nu ceruse pensie alimentară. Da, surprinse Igor privirea ei, câștig astfel banii pentru viață. Nu-mi rușine. Mă descurc cum pot. Livrez bere și cvas. Asta nu e rușinos. Desigur, Olga era de acord că nu era rușinos, dar nu voia să fie în compania acestui bărbat. Simți un dor apric, până la scrâșnetul dinților, să ajungă la tihon, soțul ei bâlând, bun și tandru. Deci, ce zici, vi la noi cu mama. Continuă Igor. are dreptul să-și vadă nepotul, așa că nu face prostii și acceptă. Când vei mai avea ocazia să trăiești cu un bărbat, mai ales că avem un copil. De ce acest copil nu te-a interesat până ai văzut că e aproape sănătos? Răspunse Olga cu ecou. Și în trei ani nu ți-ai amintit de existența lui. Iar acum îți atrag atenția pentru că arăt bine, nu ca atunci când trăiam cu tine. Atunci eram o zdrianță, iar acum, cum ai spus, o bombonică. Dar nu mai avem nevoie de tine, înțelegi. Ochii lui Igor se întunecară. Olga știa bine această expresie a feței lui. Urma un scandal. Dar dacă înainte scandalurile și țipetele lui o făceau să se îngrijoreze, să înghețe de teamă și să se gândească febril la ziua de mâine, acum nu-i mai păsa. Deloc. Dar tu, fiule! întrebă Igor aruncând găie o privire plină de ură, și se întoarse spre Denis. Ce spui, vicutata?" Bunica te așteaptă. Îți va fi mai bine cu noi decât cu această mamă proastă. Denis nici nu ridică privirea spre tatăl său. Se mută instinctiv mai departe de el și spuse clar, am alt tată, iar tu ești un străin. Așa deci, răcni Igor, făcându-se auzit în toată cafeneaua. Ce ai făcut în loc să-l crești pe fiul meu? Curvă, nu am încredere în tine. Și eu mai vroiam ca tu să te întorci. Nu, te vei întoarce, nu ai de ales, dar în condițiile mele. Și te voi forța să-mi dai fiul, pentru că este copilul meu și trebuie să crească cu mine. În acel moment, Chelnerița, aruncând priviri îngrijorate spre Igor furios, le-a dus comanda, împachetată. Desigur, ar fi vrut să se bucure de mâncarea delicioasă la masă, dar prezența bărbatului i-a obligat pe Olga și Denis să plece imediat. Mama și fiul au părăsit localul. În parcarea de vizavi de cafenea, Olga a apăsat ușor pe breloc și imediat s-au așezat în micuța mașină roșie. Curată și feminină, nimic în plus. În spatele lor, Igor se agita, rostind blesteme. Fără rușine am avut atât de multă încredere în tine. Am crezut că vei crește din fiul nostru un om demn. Dar s-a dovedit că atât el, cât și tu sunteți o rușine. Ți-ai trădat și vândut tatăl biologic, iar tu ți-ai schimbat soțul legitim pentru cine știe cine. Și eu am făcut totul pentru voi. Am trăit pe acest pământ pentru voi. Olga, ridicat din numeri și curând Igor, a rămas departe în urmă. Tânăra femeie, după ce și-a terminat toate treburile cu Denis, a parcat mașina lângă clinica care încă le servea drept casă, dar care în trei ani s-a extins și a inclus încă un apartament adiacent. Au stat câteva minute în mașină, s-au zâmbit unul la altuia și au ieșit afară. Ticon i-a văzut prin fereastră. A alergat să-și întâmpine cei dragi, așa cum își numea soția și fiul. În brațele tatălui stătea o copie în miniatură de jumătate de an, de sex feminin. Aceleași bucle roșcate, aceeași față rotundă, aceleași sprâncene arcuite. Fetița s-a agățat strâns cu mânuțele de barba tatălui și trăgea de ea, dar Ticon nu simțea durere. Acum simțea doar o fericire copăleșitoare. Cum a fost călătoria, draga mea? A întrebat Ticon. I-a dat fetița mamei și a scos cu ușurință din port bagaj o grămadă de pachete de diferite dimensiuni. Așa, umăr lângă umăr, toți patru au intrat în casă. Desigur, Olga i-a povestit soțului despre întâlnirea ciudată din oraș. Ticon a oftat adânc, a strâns-o pe soție și a început să o mângâie pe păr, ca pe un copil mic. Ești minunată, nu-ți face griji! Dacă va fi nevoie sau dacă va începe să te deranjeze, sună-mă imediat. Cred că după ce voi vorbi cu el, își va schimba părerea despre tine și bani. Va deveni politicos și foarte îndepărtat. Ești fericirea mea. Nu, tu ești fericirea mea. A răspuns Olga, mângând barba luxoasă a soțului, deși puțin rarită din cauza fetiței. M-am gândit că numele Ticon a fost norocos și plin de succes în familia noastră, a răspuns bărbatul după o pauză. Mi-ai adus fericire și liniște. Acum, ascultându-te, mi-am amintit cum ne-ai unit, și mă îngrozesc gândindu-mă că în acea zi aș fi putut să nu fiu pe banca potrivită cu meiul la mine. Și nu în ultimul rând, datorită cheilor pierdute de tine, ne-am găsit unul pe altul. Nu, Oleca, oricum ai spune. Uneori este util să ne amintim. Chiar și să-l vezi pe acest igor în persoană este de folos. Ticon a făcut o grimasă, arătând clar ce părere are despre acel om. Și totuși m-am speriat de tine la prima noastră întâlnire, s-a confesat Olga cu curaj. Dacă aș fi știut cât de minunat ești, nu te-aș fi lăsat să pleci de la prima întâlnire. Dar acum nu-ți mai este frică? A întrebat Ticon. Râzând și aplecându-se pentru un sărut. În niciun caz, a răspuns sincer Olga.